Găștile de cartier fac din nou zile fripte locatarilor de la blocuri odată cu venirea vacanței de vară. La lăsarea serii, cei mai mulți tineri fac gălăgie și consumă alcool chiar și la ore târzii din noapte, deranjându-i pe oameni. La Râmnicu Sărat, polițiștii locali sunt din nou cu ochii pe adolescenții turbulenți, iar camerele de supraveghere montate în multe zone ale orașului sunt de mare ajutor. Suntem foarte mult ajutați în activitate de acest sistem de supraveghere al orașului, pe care ne dorim să-l extindem în această perioadă și în toate activitățile noastre un rol important, în special prevenirea și descoperirea anumitor fapte antisociale, îl au și aceste camere de supraveghere. Locatarii deranjați de prezența tinerilor pot apela cu încredere la numărul de telefon de la dispeceratul poliției locale. Rugăm cetățenii să sune la dispeceratul poliției locale la numărul telefon 0238560101 pentru a anestesiza astfel de fapte și pentru a putea dirija în zona evenimentului cea mai apropiată patrulă de poliție locală pentru a lua măsurile legale care se impun în cauza respectivă. Și anii trecuți, tinerii gălăgioși au primit avertismente, iar cei care nu s-au conformat și au tulburat ordinea și liniștea publică în continuare au fost sancționați. Vara trecută, un tânăr care asculta muzică la maximum a reușit performanța ca într-o singură noapte să primească amenzi în valoare totală de 1500 de lei.